De ce nu putem să avem încredere în partenerii noștri? De ce nu putem să avem încredere în omul de lângă noi? Cu toate că suntem într-o relație cu el de 5 luni, 6 luni, 1 an, 2 ani, 3 ani. De ce nu putem să avem încredere că cel de lângă noi ne este loial, ne respectă, ne înțelege, nu ne minte, nu ne trădează? De cele mai multe ori când nu reușim să avem încredere în oameni din jurul nostru, nu este pentru că ei nu pot să fie de încredere, ci pentru că noi nu avem încredere în noi înșine în jurul lor. Noi nu avem încredere că suntem destul de buni încât să fie loiali. Noi nu avem încredere că noi suntem destul de buni încât să ne spună adevărul, să nu ne mintă. Noi nu avem încredere în noi că suntem destul de buni încât să nu ne părăsească. Așa că ne folosim de orice fel de ocazie pe care o avem ca să-l ținem lângă noi. Să-l forțăm să ne spună adevărul pentru că credem că poate să ne mintă. Să-l forțăm să nu plece atunci când simțim că are prea multă libertate. Nu pentru că ne dorim să fim toxici, nu pentru că ne dorim să fie doar lângă noi, ci doar pentru că ne este prea frică că într-o zi o să plece și noi o să fim singuri. Așa că dacă vrei să ai mai multă încredere în partenerul tău, fie că e vorba de prieteni tăi, fie că e vorba de persoana iubită, fie că e vorba de părinții tăi, de colegii de muncă, de oricine, trebuie doar să ai mai multă încredere în tine, că ești destul de bun. Că ești destul de bun încât să rămână. Că ești destul de bun încât să-ți fie loial, să nu te mintă, să te respectă, să te înțeleagă. Și că ești destul de mult încât să-i meriți iubirea fără să faci ceva, ci pur și simplu să fii ceea ce simți sau cine simți tu să fii.